Bună ziua! Vreau să mă adresez și eu politicienilor aceștia corupți din țara noastră. Să mai este foarte puțin până la alegeri, da? Nu știu dacă ați făcut bine sau ați făcut rău că l-ați destituit din funcție pe cel mai iubit polițist din România, pe domnul Valer Covaci. Dar v-am zis, nu mai este foarte mult până la alegeri. Și să vă fie rușine pentru faptul că l-ați destituit nu odată, de două ori. Doar la noi în România este posibil așa ceva. Destitui un om, îl dai afară pe ușă, nu mai intră înapoi și îl mai dai odată afară pe ușă. De parcă n-ar fi ajuns că l-ați destituit odată. Da, în fine. Și domnul Valer, țineți-vă tare, nu renunțați. Poporul vă avea ministrul de interne al României, cu Dumnezeu înainte și Dumnezeu să ocrotească România. Și oameni buni, la alegeri, știți ce aveți de făcut, da? O zi bună vă doresc și susțin Valer Covaci, ministrul de interne.